Pentru buna desfășurare a procesului de învățământ din oraș, Primăria Mediaș a promovat și a câștigat un proiect pe fonduri europene de peste 11 milioane de lei. Acest proiect a fost împărțit în două loturi. Un prim lot, pe care deja l-a semnat, se referea la achiziția de tablete școlare pentru toți elevii din municipiul Mediaș. Tabletele se află deja la sediul primăriei. Iar cel de-al doilea lot, pe care l-a semnat astăzi, se referă la achiziția de laptopuri și de table interactive, sau cum li se mai spune, table inteligente pentru toate sălile de clasă din oraș. Aș vrea să le mulțumesc în primul rând colegilor mei care s-au ocupat de promovarea acestui proiect și nu în ultimul rând cadrelor didactice pentru buna noastră colaborare.